Ai terminat un capitol. Ne apropiem de o stână situată lângă drum. Da. Încercăm să o vizităm un pic. Are și o mică grădinuță. Ia, uitați-vă, are cartofi, are șalate, are ceapă. Tare de tot. Trecem pe lângă un monument de arhitectură aici pe Valea Ideciului. O casă tradițională, modificată cu niște bolțare aici în față, dar în rest pe fundament din gresie, cu acoperiș din șindrivă. Da. Deci, umblăm și alergăm pe munte, dar învățăm tot felul de lucruri despre natura și cultura locurilor. Suntem la capitolul fructe de pădure. Culegeți frăguțe, gustați-le! Sunt parfumate, dulci, aromate, cum vreți să le ziceți. Mergem pe jos și alergăm în apropiere de Bichigiu. Punem Bichigiu pe harta evenimentelor sportive și pe harta destinațiilor turistice din județ. Pe Valea Ideciului se poate face și cicloturism. Este un drum extraordinar. Spre Runcu Salvei? Da, da. Să rămână. Super, se poate face o buclă din Valea Sălăuțe pe Valea Bichigiului, pe la mănăstire și după aceea spre Runcu Salvei și știu eu, spre Beclean, spre Năsău. Tare de tot, mă, tare de tot. Am ajuns și la mănăstirea Sfânta Treime din înșeoarea Bichigiu Supply. Merge! Până la mare, vorbește cu el și primul. Se, se pescuiește pe lacul din apropierea mănăstirii. Iată, asociem o altă activitate agrementală aici în apropiere de Bichigiu. Alergare pe dealuri, drumeție, culegerea florilor de câmp, a ciupercilor, pescuit, cicloturism, turism religios. Vedeți câte lucruri se pot întâmpla aici, la Bichigiu. Iată foișorul din mijlocul lacului.
A? Am ajuns și la mănăstire. Suntem la 650 de metri altitudine într-o înșeoare care desparte văile Bichigiului, Ideciului și Suplaiului. Aici este mănăstirea Sfânta Treime, ridicată începând cu anul 1996. Deși Bichigiu are tradiție monahală încă din secolul 16. Acolo este casa parohială. Pauză de masă! Poftă mare tuturor! Ne retragem de la mănăstirea Sfânta Treime de la Bichigiu, Suplai, pe culmea din față. Aici, lângă mănăstire, se află o stână. Iată, asociem și elementul pastoral drumeției noastre. Oițele sunt mulse de amiază. Bătată-mă pe un picior de plai, pe o gură de rai. Facem o vizită la stână să vedem ce e pe aici. Bună ziua, bună ziua! Asta e stână cu tractor? Un alt fel de stână. Foarte bine. Să meargă bine, asta contează. Câte oi aveți aici? 500? Nu există, domnule. 500 de oi? Nu știi de aici. Se pare mai mică. Și pe unde pășunați? Pe unde putem. În jur? Da. Aici rămâneți până... Nu, mai avem. Unde? La Zagra, între Zagra și Amâniș. Aha. Către munte încolo, rotundul, nu vă duceți? Nu, nu, noi de jos. Coborâți jos, da? De unde sunteți deloc? Din Aluniș. Din Aluniș? Ah. Da. No, mândră treabă. Ne aducem jos, dar nu-i mâncare la animale. Acolo sus pe munte nu este? Nu. Mm. Slabă. Nu mi-i stricura aia, vă am pus eu pe ce ai văd asta. Hai, dar să nu... Ia să vedem cum e coliba. Hai să vedeți ca coliba de vară. Ai, coliba de vară, da? Bună ziua. Aia nu-i ca... Nu-i ca la stânile alea de la munte. Nu. Ați mai fost la stânile la munte? Am fost la stânile, da. Știu. Da.
Foarte bine, ați mulți, de-abia ați mulți oile. Da, am ulei. Ia uitați-vă, copii. Asistați și voi la ritual, la procesul de obținerea brânzei. Este strecoară laptele. Și oile a sătenilor din Aluniș? Da. Să trăiți, noi să sunteți Bașu? Da, am atât. Om plătit la stână. Om plătit la stână, da, care face... Nu-i voie să distrugă în ziua de azi, drept? Cum se zice, angajat? Cred că da. După normele europene, așa angajat la stână. Așa. Tot ce să văd dacă vreți să gustați un pic de urdă dulce. Păi numai așa de... Păi așa pentru televiziune. Hai, pentru televiziune. Așa un pic. Maratonii cu filmerele lor. Da, am venit din de la Zăpodi am venit în coace. Așa, așa. Nu am rădică sus. Se numărat acolo. Îl citești? Ia să vedem. 41. Da. Cam mai devreme. Da. Am fost mai mult foarte tare. Asta este. Dacă foarte tare. La facultate, la master. Urmele sunt. Cum? Deci, vă rog să ne spuneți care e procesul tehnologic. După ce sunt mulți, s-o strecurat. S-o strecurat, așa, l-am așezat acolo în... L-am așezat aici, acum luăm niște lapte, ca ăsta dintre ăsta să punem pe zârul care rezultă dintre ăsta și să face urmă. Aici, acum, așa. L-am luat ăsta de aici. Da. Prima dată. Ăsta îl punem de o parte. Așa. Și el alalt și-o rămas să pune cheagă. Așa. Și se obține? Se obține brânză și zăr. Brânză și zăr. Ăsta se va pune pe zăr, în caldare. Așa. La, scaldarea se pune la foc din zăr. La foc, da, 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 da. Și rezultă urmă. Așa. Acolo, aici e cheagul, cheagul, da? Care încheagă laptele. Care încheagă laptele. Sigur. Și așa. După aia rezultă, ăsta mai stă o până încheagă bine. Așa. După ce, după ce va închie, se va închega, se va face gros, așa. Gros, așa, da. Se va rupe, se va... Știu, îl rupeți cu mâna. O, nu, prima dată cu lingura. Cu lingura, așa. După care lăsăm o perioadă să iasă un pic e... zăr, să se aleagă un pic. Și după aia se va bate cu... Vă arăt imediat. Ia acolo. Aici, așa. Rezultă ea cu ăsta, se va bate la aha. Se va bate până rezultă aproape tot ca laptele. Așa, așa. După aia se strânge, se strânge cașul și la, ăla rămâne zărul, zăr. Zărul se va pune în căldare și se va pune la foc. Deci se pune în căldare aia și se pune la foc. Și în zărul respectiv se pune laptele care l-ați luat. La temperatură oricare care credem noi, se pune... Laptele care l-ați luat aia, mai înainte. Rezultă zăr. Rezultă urda. Da. Iar aici rămâne cașul. Da, pe cașul scoatem de aici, zerul mutam de aici acolo, cașul se pune în strecură. Cașul se pune în strecură și ajunge, uitați-vă, da, oameni buni, aici la uscat. Da. La strecurat și la uscat, după care pleacă în piață de unde piață, îl cumpărați. Uscat, așa. Mulțumim, aveți tot felul de unelte. Totul se transmite din prin viu grai, din generație în generație. Să fie, de exemplu, să stai stabil, să fie betonat, să fie că nu sunt condiții la noi, că ne mutăm unii puțin după pășunea. Am înțeles, am înțeles.
deci mai avem încă două pășuni. Încă două pășuni. Suntem provizorii. An de an faceți lucrul ăsta. Cam așa, fac un fel de, cum se face, ca un fel de transformanță. Transformanță, da. Numai iarna, nu. Și iarna unde rămân oile? La proprietari? La proprietari. Puțin le iau, parte rămâne ăla cu oi mai multe, rămâne, ăsta e șeful stâni. No, mulțumim foarte mult, mulțumim. Și noi. Mulțumim. Multe salutări. Să trăiți numai bine. Deci, dragi prieteni, iată cum am asociat noi maratonului de la Bichigiu și elementul pastoral. Am vizitat o stână, am gustat din urdă, am văzut cum se face brânza și urda. Suntem niște indivizi câștigați. Mergem mai departe. Ne-am împuținat pentru că o parte a hotărât să meargă pe drum. Deci aici la Bichigiu este împărăția de clorofilă, pentru că totul este verde în jur, multă pădure, multe fânețe, iată activități pastorale, are potențial Bichigiu, o localitate menționată documentar în anul 1523. Deci iată că are 500 de ani vechime. Păcat că nu s-a dezvoltat mai mult și a fost uitată o vreme aici, în această vale, dar iată că evenimentul de astăzi poate o va scoate din anonimat. Ieșim într-o poiană frumoasă să vedem dacă avem perspective spre Munții Țibleșului. În partea stângă și spre Munții Rodne chiar. Da, într-adevăr, se vede masivul Căldărușa, Bârlea, în față, la 1600 de metri, sigur, dincolo de Valea Sălăuței. Tare de tot! Se vede și Muncelul Râios din Munții Rodnei. La 1700 de metri altitudine și în curând o să putem observa și masivul Țibleș. Iată și masivul Țibleș în fața noastră. Monumental, se vede Muntele Plăienilor și în fundal Măgura Neagră și vârful Bran. Am ajuns într-un loc cu construcții agricole și de aici putem privi spre masivul Țibleș. Ce ziceți? Super treabă! Nu? E fain să stai, nu? Da! Tare treabă! Așadar, dragi prieteni, evenimentul sportiv numit semimaratonul de la Bichigiu a fost o activitate complexă care a reunit mai multe activități sportive și culturale. S-a alergat, s-a făcut drumeție, am făcut cunoștință cu cadrul natural de aici, am făcut observații asupra arhitecturii tradiționale, asupra activităților pastorale, deci a fost o zi încărcată cu mai multe obiective atinse. Avem perspective spre Valea Sălăuței, spre dealurile Năsăudului și spre partea de sud-vest a Munților Rodnei.
Suntem din nou la răcoarea pădurii. Ascultăm ciripitul păsărelelor. Am întâlnit foarte multe ciuperci, vinecior și hribi. Și am simțit vibrația acestor exemplare de Fagus silvatica. Hei, op! În acest moment suntem pe măgura hârbului, la 889 de metri altitudine. Vom mai coborî până pe la cota 776 de metri în vârful Socilor, după care ne vom îndrepta spre cabana Zăpode, de unde am plecat asta dimineață odată cu semimaratoniștii de la Bichigiu. Am ieșit iarăși într-o poiană și privim spre Valea Superioară a Bichigiului și spre masivul întunecat al Țibleșului. E monumental Țibleșul, văzut din această parte. Domină toată această regiune de opcine care coboară spre Valea Sălăuțe și spre Valea Someșului Mare. Toate pajiștile pe care le-am străbătut astăzi ne-au întâmpinat cu cimbrișor, o plantă aromată care poate fi folosită în alimentație și ca medicament sub formă de ceai. Străbatem în acest moment o pădure arsă, o pădure de fag care a fost afectată de un incendiu mai de mult. Păcat, atât amar de copac tânăr a căzut pradă focului și s-a uscat. Privim spre împărăția de clorofilă care îmbracă aceste opcine din apropierea satului Bichigiu. Cât aer curat avem aici. Nu știm noi să-l prețuim. O parte din traseul semimaratonului de la Bichigiu poate fi consacrată ca și traseu de drumeție sau de cicloturism, pentru că străbate porțiuni împădurite și porțiuni cu fânețe, din care avem perspective spre peisajul de opcine înconjurătoare și spre masivul Țibleș și chiar spre Munții Rodnei. Onorată națiune, după câteva ceasuri de drumeție, am ajuns la primul punct de hidratare pe care l-am întâlnit astă dimineață. Constatăm că sportivii și-au abandonat paharele cu care au servit apă sau suc pe traseu, ceea ce, bineînțeles că nu e chiar bine, dar probabil organizatorii o să aibă grijă și de componenta mediu. De aici noi am plecat pe traseul de întoarcere al maratonului pentru a-i surprinde pe alergători venind.
Acum ne retragem spre cabana Zăpode, o cabană care poate să se dezvolte, poate să propună diferite activități agrementale în împrejurimi, pentru că ar avea de câștigat. Dacă ar avea de câștigat și localnicii din Bichigiu, din aceste activități agrementale, atunci ar fi foarte bine, pentru că toată lumea ar fi mulțumită. Și turiștii, și agenții economici, și localnici. Iarăși am ieșit într-o poiană de unde admirăm masivul Țibleș, opcinele Țibleșului care coboară spre Valea Sălăuței, iar în fundal, întunecați, se observă munții Rodnei. Avem o perspectivă frumoasă și spre masivul Căldărușa și spre culmea Craia din munții Rodnei. Și, dragi prieteni, iată-ne ajunși la cabana Zăpode, de unde s-a dat startul astă dimineață în proba de semi-maraton. O parte din sportivi au plecat, parcarea s-a mai golit, dar o parte sunt aici, la terasă, ascultă muzică și dea până amintiri de pe traseu. Eu zic că a fost o treabă foarte faină. Hei, op! Cum să nu, mă? Păi, dar ce maraton e ăsta fără ceaun? Să rămână, la revedere! Merge, mă! Hai, vino, hai, mai în față, hai, hai, hai! Hai, mă, la declarație aici, conferință de presă! Pac, ziceți! Mult am muncit săptămâna asta. Și astăzi ai muncit mult, nu? Da, păi am avut, nu, păi organizat concursul ăsta. Da, ai și alergat, nu? Da, așa. O și câștiga locul unul ăsta pe pe. La da? Locul unul, asta e de extraordinar, omul ăsta e senzațional. Super. Da, eu știu că am schimburi de replici pe Facebook cu el și ne vedem, știm, ne cunoaștem, deci nu. Servus, servus. Pentru filmare acolo mi-a. O, e și bine, să știi, super treaba. Da, emoții. Super treabă, mă. Mișto, salut, salut. Bă, faină treabă. Atunci plimba pe traseu, știi, să fie în regulă cu marcajele, punctele de alimentare. Da, da, nu, a fost ok, deci eu am trecut pe traseu, punctele de alimentare au fost aprovizionate. Da. Alergătorii l-au găsit. A fost s-au bucurat, a fost și multă umbră, lasă-o să rece, chiar a fost umbră destulă, deci nu. Nu, a fost cam monoton. Nu, monoton un pic, dar n-ați avut altă soluție. Oricât v-ați gândit, da. Nu. Per ansamblu, o treabă faină. Băi, pune Bichigiu, cum ziceam, îl pune pe harta, așa, și... Acum să vedem cu ce vin autoritățile locale. Mulțumim, domnule. Să rămână. Da, un prim plan la cameră. Vrea la anul să vină voluntar. Foarte bine. Vă salut și mie. Ne vedem, ne auzim. Mulțumim pentru bune. Drum bun, sănătate. Mare drag, vă mai așteptăm. Ediția a doua urmează. Și o ediție de toamnă, mă. Da, chiar. Ce zici de chestia asta? Da, cred că ar fi ok cu să schimbă și peisajul. Da, da, super ar fi, da, da, da. Măi, eu vă felicit pentru treaba asta. Mersi că m-ați lăsat și eu ca să încurc lumea, că no, eu am mers în sens invers, știi? Ca să-i surprind când vin. Că altfel dacă mergeam după ei, nu îi mai prindeam, și da, atunci am zis hai să o iau în sens invers să-i văd. Și am prins la fix, a fost mișto. Păi tata, l-ai prins? Oameni buni, mai facem o tură prin microstațiunea sportivă de aici, de la cabana Zăpode,
și apoi ne retragem cu toate obiectivele îndeplinite. Dragi prieteni, semimaratonul de la Bichigiu s-a încheiat și toată lumea a avut de câștigat. Localitatea Bichigiu și-a făcut reclamă și a fost pusă pe harta evenimentelor sportive. Sportivii au fost încântați de organizarea și de traseu și de peisaj, iar noi am realizat un documentar foarte frumos și util pentru toată lumea. Măi, noi ne-am atins obiectivele. Nu? Am parcurs tot traseul. Am analizat resursele atractive, am văzut ce obiective turistice și agrementale are Bichigiu în împrejurim, nu? Da. Am luat la cunoștință despre organizarea semimaratonului, am văzut cum s-au comportat maratoniștii pe traseu, nu? Asta este, nu? Da. Faină treabă! Bun! Repetăm! Nu? Și în alte locuri. Dragi prieteni, suntem în Teheran, un oraș suprapopulat, un oraș infernal.
Venim de pe muntele Damavand și încercăm să cheltuim astăzi toți banii autohtoni pe care avem, ca să nu mergem cu ei în țară. Există obiceiul aici ca din loc în loc trecătorii să servească curmale. Gratis, bineînțeles. Ce chestie faină. A privit și aici. Curmalele se fac aici, în Orientul Mijlociu, fără niciun fel de problemă, așa că iranienii le oferă la liber. Și aici avem o cutie. Din loc în loc apar aceste cutii cu curmale. Fain obicei, un fel de pâine și sare trecătorilor oferite. Circulă autobuze turistice pe aici. Suntem în centru tradițional al Teheranului. Astăzi este prima zi de weekend și e foarte multă lume pe străzi. Deși este foarte, foarte cald. Peste 30 de grade Celsius deja. Aici este un loc mai umbros, mai plăcut, dar în zonele expuse soarelui este dezastru. Mergem spre Marele Bazar ca să cumpărăm niște chestii de acolo. Iată cum crește dafinul aici, în Iran și în Teheran, pe toate gardurile vii. Coboară din casă iranienii și smulg o mână de dafin și o aruncă în oală. Mai și muncește lumea prin Iran, oameni buni, și prin Teheran. Nu stă numai la soare. Trebuie să avem mare grijă de circulația motocicletelor care urcă pe trotuare și pot da peste trecători. Sunt foarte răspândite motocicletele aici în Teheran. În fața noastră se ivește bazarul din Teheran și o zonă unde se adună autobuzele turistice. Atenție la motocicletă! Un pietonal acolo în fața noastră. Și de aici încolo, oameni buni, suntem sclavii bazarului. Încercăm să cheltuim rialii care mai avem. E lume multă aici în bazar, oameni buni, e multă marfă, e un fel de mall local. E lume multă pe pietonalul acesta, oameni buni. O să intrăm pe o poartă în interiorul bazarului. Puieți-ne-ți aproape. Trebuie să ținem aproape, să nu ne rătăcim. Aici este un adevărat oraș. Să mă întreb.
intrat și în interior aici, la etaj, ca să vizităm ceva magazine foarte luxoase, foarte cozy. Admirăm arhitectura bazarului, care este una musulmană. Confiate, de semințe, de condimente, pace de lume. Suntem în Tehran, capitala Iranului. Este ora slujbei de prânz. Iată câte motociclete sunt parcate aici, precum bicicletele în occidentul Europei. Motocicleta este un vehicul frecvent aici în Tehran. Se circulă foarte mult, pe sens, pe contrasens. Aici se circulă pe trotuar cu motocicleta, precum la noi cu bicicleta. Au o legislație mai specială pentru asemenea vehicule. Iată, chiar în acest moment avem un exemplu. Asta este. Observați? Nu prea ești în siguranță aici nici pe trotuar. Apoi pe strada mare. Nu, să ne înțelegem. Sunt motoare de stradă și de trotuar, care da, au trecut acum. Păi astea au capacitate mai mică. Cred că astea au 125 astea, știi? Și alea azi de 175. Sunt ceva mai mult decât bicicletele. Da, da. Este o adevărată nebunie prin Teheran să umbli pe străzi. Nici nu știi de unde te trezești cu motocicletă în brațe, cu o mașină care dă peste tine. Vă rog să priviți spectacolul. Dezastru!
să trecem pe partea cealaltă a bulevardului. Așa. În siguranță, hai băieții. Așa, fraților. Acolo e iadul. Dar în vecinătate este un parc destul de mare, cu foarte mulți arbori. De aici de sus o să vedeți cum arată traficul. Poftiți! Am luat-o ca băieții pe o stradă lăturalnică, unde este ceva mai liniște. Am zis ceva mai liniște, nu foarte mare liniște. Venim de pe muntele Damavand, care este situat la 70 de km nord-est de Tehran. Și astăzi ne vom întoarce în România, dar trebuie să cheltuim toți banii iranieni pe care avem, să cumpărăm suveniruri, să mai vedem ce este prin oraș, pentru că suntem în Asia, în capitala Iranului. Aici, pe diferite străzi, există câte o gârlă de genul ăsta pe care se scurge apa reziduală, dar nu știu exact de unde vine. Iată, oameni buni, ce se întâmplă în Tehran cu circulația. Priviți aici. Ce ziceți? Sunteți nemulțumiți de traficul din Bistrița? Sau din România? Luați de aici! Continuă facarmul în capitala Iranului, oameni buni. E și căldură, e și trafic, e nebunie. Teheranul are o istorie milenară. În antichitate era o suburbie a străvecului oraș Rajes. De-abia din secolul XVIII este capitala Iranului. Dovada faptului că suntem români sunt aceste pușci pe care le ducem cu noi. Ia priviți! Tipic românesc! În Dita Mai Tehranul, patru români cu pungile pe stradă. E clar, nu?